Povestea lui Petrică Prostenacu în gura lumei. Cică trăise odată un om necăjit, frustrat, introvert, distimic de felul său și care de mic copil avea un vis mare să devină cunoscut de către o lume întreagă. Cu alte cuvinte, Petrică Prostenac, căci așa era numele de familie, își dorea mult să intre în gura lumii. Într-o bună zi a aflat el de la cel mai bun prieten de-al său că în satul vecin trăiește un om căruia îi spune gura satului și că el ar putea să-l ajute pe Petrică să-și clarifice toate întrebările vieții. A hotărât să meargă la el și să-l cunoască mai bine. Odată ce l-a întâlnit, ambii s-au pomenit în centrul unei discuții. Petrică Prostenac l-a întrebat, fără de tăgadă, cum e să fii în gura satului. Păi, nu e complicat deloc, tinere, răspunse gura sa. Este totuși o chestie tare vașnică. E bine să te naști cunoscut încă din fașă, să te vorbească oamenii numai de bine. Trebuie să fii un om deosebit, unic și universal în toate. Să fii atrăgător ca un magnet. Am înțeles, dar cum ajung în gura lumii? Întrebă din nou Petrică. Păi unii ajung repede, iar alții mai târziu. Dar s-ar putea să nu ajungi niciodată. Iar odată ce ai intrat, trebuie să joci hora până la capăt. Bravada asta te cam costă, băiete. Dar acum depinde de tine cum o stăpânești. Mă uit la tine și văd că o stăpânești bine, vorbise încrezut Petrică către gura satului. Păi gura satului nu are atâtea belele pe cap câte le are gura lumii, răspunse gura. Trebuie să fie mare de tot gura asta a lumii, se întrebă Petrică. E foarte mare, se întinde cât o ține gura. Odată ce deschide gura, nu mai poți opri. Se propagă repede printre toate bârfele lumești de pe pământ, până iar flămânzește. Exact asta caut, să fiu în gura lumii și aș mai vrea ceva. Ce? Răspunse uimit gura satului. Să fiu singur în ea. Stai liniștit că nu ai pretendenți. Bine, îi transmit eu un SMS pe telefon că vrei să te întâlnești cu el și îți dau și adresa unde locuiește. Zis și făcut. Și-au luat rămas bun unul de la altul și Petrică a mers mai departe să se întâlnească cu cel căruia îi se spune gura lumii. Nu a mers prea mult și în drum, ca din senin, i-a ieșit în cale gura lumii. Salut, Petrică! Eu sunt cel pe care îl cauți. Aoleu! Tu ești gura lumii? Da, eu sunt. Aici și acum. Cum de m-ai găsit atât de repede? Păi cum? Simplu de tot? Mi-a transmis gura satului un mesaj, precum că vrei să mă cunoști și mă gândeam că n-ar fi rău ca lumea să știe cu cine mă întâlnesc astăzi. Vreau să postez pentru toți followerii mei niște stories despre tine. Ce zici? Dar până una alta, vreau să fac și un selfie cu tine. Wow! Petrică era în al nouălea cer de bucurie. Tocmai s-a fotografiat cu mega renumitul gura lumii. Era nerăbdător să afle cât mai multe despre el. Spune-mi, gură, cum e să fii în gura lumii? Este loc și pentru mine? Știi, răspunse oftând gura lumii. Am fost și eu deseori în starea ta, și am ajuns acum eu în situația în care mi-aș dori mult de tot să ies din gura lumii. Prietenii m-au părăsit, alții tot mă încurajau să mă dezbaier de această mulimă, însă fără succes. E un viciu rău de tot, ars de nerăbdare să vezi cum e în gura lumii. Îți spun eu, deci fii atent. Trebuie să faci prostii cât mai gogonate, și lumea te va cunoaște după prostii. Sau să faci lucruri extraordinar de frumoase. Și atunci calea spre gura lumii ți este deschisă. Tu îți alegi destinul. Păi intru ca un prost și ies inteligent.
a punctat Petrică. Au mai fost din ăștia, să nu fie viceversa, îi răspunse Gura Lumii. Ei, măcar voi deveni celebru și voi fi un alt om, voi trăi o altă viață. Nu e chiar așa, răspunse îndoielnic Gura Lumii. Păi nu înțeleg, de ce ai dubii? Gura nu e a ta? Întrebă nedumerit Petrică. Da, bineînțeles că gura e a mea, dar mintea e a lumii, îi răspunse Gura. Uite, ca să înțelegi mai bine cu ce se hrănește Gura Lumii, îți propun să facem un schimb. Astfel, începând cu ziua de azi, eu ies din Gura Lumii și tu intri în locul meu. Ce zici? Accepti? Bine, dacă zici, hai să facem schimb, răspunse Petrică. Uite, ca să intri mai ușor, eu deschid larg gura și tu intri. Apoi tu deschizi gura mai tare și eu ies. Și uite, așa ne schimbăm reciproc. Bine, doar să nu mă mănânci. Stai liniștit, prostia nu are gust. Să nu stai prea mult, că voi uita de tine. Bine, am să-ți fac un semn când voi vrea să ies de acolo, răspunse Petrică. S-a cățărat prostănacul în gura lumii și la un moment dat, hop, s-a împiedicat de gâlceava limbe și cade în neantul gurii lumești. Ei, uite, acum ești în gura lumii, zise gura lumii lingându-și botișorul de fericire. Ia zi-mi, strigă gura lumii către Petrică. Cum e să fii în gura lumii? Răspunsul prea curând nu a venit. Multă vreme de tot l-a ținut în gura lumii pe Petrică prostănac. L-a purtat departe printre mări și țări, printre oameni și civilizații, printre paci și războaie, revoluții și evoluții, dar nu dădea niciun semn dacă mai trăiește. Agitat fiind, gura lumii a început să-l strige. Mai stai acolo, Petrică? Mai stau. Ei bine, fie cum zici. Trece o lună, iar îl întrebă. Mai stai acolo? Se auzi un glas. Mai stau. Ei bine, mai stai? A mai trecut o lună, a mai trecut două, trei. A văzut gura lumii că timpul trece în zadar. A hotărât să-l facă renumit pe prostănac. A chemat toată mass media. De a început a povesti ce s-a întâmplat. Masele de oameni se adunau să-l asculte oriunde nu s-ar afla. Întreaga mass media se hrănea din spusele lui. În una din zile, iar îl întrebă. Mai stai, prostenace? Mai stau, se auzi răspunsul. Cât mai stai? Au venit oamenii să te vadă? O țară întreagă? Nu mă ridic de aici până nu stau, îi răspunse Petrică. Văzând că Petrică nu mai iese de acolo, s-a gândit gura lumii cum să-l scoată, că tot stă degeaba și nu face nimic. A zămâslit el un plan cum că i-a venit ceasul să moară. A tot vorbit cu oamenii din sat și a răspândit zvonuri cum că, de o vreme încoace, are o grămadă de probleme și nevoi pe capul lui și că nu mai are mult de trăit. Auzind zvonurile astea, cum că gura lumii ar putea să moară, Petrică, de frică că toate problemele sale ar putea cădea pe seama lui, a început să caute o cale de ieșire. Gura lumii se simți rău, s-a întins jos la pământ și a așteptat ceasul să-i vină. La un moment dat, a simțit gura lumii o lovitură în burtă, apoi altele. Cuprins de durere, gura lumii strigă. Aoleu! Nu mai bate, nu mai da! Petrică, tu ești? Da, răspunse Petrică. Vreau să ies, scoate-mă de aici, te rog. A deschis gura lumii larg gura și a ieșit iute Petrică, viu și nevătămat, dar și mai zăpăcit decât cum intrase. Ei, cum a fost? Tot așa ai rămas. Mai vrei să intri în gura lumii? Nu, dă-o naibii. Nu e pentru mine. Era să-mi îngroape moartea planurile mele, răspunse Petrică. Ei, vezi, nu e pentru tine să fii în gura lumii. Trebuie să-ți cauți un alt rost în viață. Da, ai dreptate,
Gura lume nu e pentru mine, răspunse Petrică, care, luându-și rămas bun, și-a văzut de drumul lui. Așa a rămas vorba în sat încă multă vreme despre gura lumii, care a încercat zădarnic să-l aducă în lumina reflectoarelor pe Petrică Prostănac.